Dar până la urmă, în cazul lui Vlad Voiculescu, a fost anunțat că au fost anunțați cei din alianța USR Plus că va fi demis Vlad Voiculescu, pentru că ei spun că nu au fost anunțați și că a fost o decizie luată așa pe ultima. Vă dați seama că eu vorbesc și post factum și din informațiile care le am de la persoane care au fost în zona deciziei. Eu știu că domnul viceprim-ministru Barna a fost informat în legătură cu decizia primului ministru. Nu știu dacă există și o consultare. Asta ar putea să o precizeze riguros și credibil fie primul ministru, fie domnul Barna. Și a acceptat Dan Barna interimatul la sănătate atunci? Nu, nu l-a acceptat. Deci Dan Barna s-a opus acestei măsuri. Repet, solidaritatea USR Plus a funcționat. A refuzat postul de ministru al sănătății pe fondul problemelor care există în USR Plus, mă refer probleme firești, nu să nu se înțeleagă altceva, an electoral, competiție și așa. Congres. Probabil congres, probabil că domnul Barna a acceptat să nu prefere, pentru, să nu accepte, pentru că dacă ar fi acceptat, fără discuție, s-ar fi expus unor critici, probabil unii acuzându-l chiar că a fost de acord cu această măsură și că totul este de fațadă. Și atunci domnul Barna prefera să delimiteze 100%, să nu fie de acord cu revocarea, să nu accepte funcția de ministru interimar al sănătății. Însă, din punctul ăsta de vedere, repet, și prim-ministrul a spus-o cât se poate de clar, demiterile, remanierile, nu se discută, se dispun de primul ministru. Pentru că ele sunt, în general, măsuri luate în momentul în care lucrurile nu merg sau măsuri care vizează sancționarea lipsei de performanță sau unei conduite necorespunzătoare a unui ministru și e cam greu să poți să faci dialog pe așa ceva. Nu se face negociere pe opinia șefului executivului. Deci, cred că în momentul când accept să faci parte din guvernul Câțu, ai portofoliu alocat, în ipoteza în care lucrurile nu merg și cred că aici e evident că nu merg, soluția decentă este vii cu altă propunere și probabil că noul ministru de la sănătate ar putea să fie o persoană care să colaboreze mai strâns și mai eficient cu primul.